Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru miercuri. Să știți că ziua de miercuri e foarte interesantă. Luna trece în Fecioară și de acolo, pe la amiază, face o opoziție cu domnul Saturn. Saturn din Pești, retrograd. Asta înseamnă că este o zi în care e bine să fim puțin atenți cu toții pe tot ceea ce ține de sănătate, de muncă, pe tot ceea ce ține de rutina noastră zilnică. E bine să fim ceva mai ponderați, mai liniștiți și de asemenea să ne vedem oarecum limitele, că despre asta e vorba. Avem arcana majoră moartea, iar energia generală este arcana majoră judecata. Sub energia turnului este clar o zi cu o energie extrem de intensă din punct de vedere energetic. Discutăm despre un moment extrem de profund în care putem să ne eliberăm din anumite lucruri. Este o zi în care putem să finalizăm un proiect, putem să finalizăm ceva. De asemenea, poate să fie o zi în care ne dăm seama ce anume ne ținea în loc și de asemenea putem să eliminăm acel aspect. Da? În general, luna septembrie, vă spuneam eu că vine cu o energie foarte puternică, da? Chiar dacă pe cer lucrurile nu par atât de tensionate, asta nu înseamnă că schimbările nu se pot produce și într-un mod lent, da? Și într-un mod frumos. Nu înseamnă că nu le putem iniția noi. Însă, în ziua de miercuri, mai mult decât atât, este despre a ne elibera. Și dacă plănuiești să pui capăt la ceva, acum este momentul. Mai ales că luna este în descreștere, urmează o lună nouă vineri, deci este un moment superb să punem capăt, da? Mai ales la acele obiceiuri nesănătoase, mai ales la acele lucruri, da, care, știu eu, ne făceau rău. E un moment foarte, foarte bun pentru așa ceva. De asemenea, tot ziua de miercuri predispune la revedere, adică ne putem revedea cu tot felul de oameni, putem relua legătura, fie printr-un mesaj, printr-un apel telefonic, fie fizic, da, pentru alții dintre noi. Este o zi foarte încărcată, foarte, foarte puternică, da? Bun, dragilor, cam atât în mare parte. O să vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. De asemenea, dacă n-ai văzut previziunile pentru această săptămână, te invit cu drag să o faci, pentru că acolo am discutat despre fiecare în parte, ce va duce luna nouă, ce se întâmplă în viața fiecăruia. Aveți și partea generală și partea bonus, da? O să se mai audă zgomote la mine pentru că mi s-a spus că durează 3-4 zile să termine cu zgomotul, dar a trecut o săptămână și ceva, deci nu știu când vor termina, n-am idee, deci dacă mai auziți zgomote, asta e viața. Da? Și pisicile sunt puțin terorizate, dar aia e când stai la vlog. Da. Hai să începem. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi începe o perioadă așa de câteva zile în care sunteți foarte prinși pe muncă, pe rutină zilnică, poate chiar pe starea de sănătate și de asemenea unii berbeci sunteți foarte, foarte prinși pe tot felul de activități. De asemenea, undeva pe la amiază v-aș recomanda să fiți puțin atenți pentru ceea ce ține de activitățile voastre. Dacă vedeți că e prea mult, încercați să dați puțin un pas în spate, încercați să vă odihniți. Poate să fie un moment în care unii berbeci sunteți prinși cu tot felul de situații privind munca, privind actele, privind relația cu șeful, deci se pot lua decizii, să zic așa, în acest sens. Hai să vedem și tarotul ce zice, ce trebuie tu să știi. Și avem pajul de cupe, 2 de monede, 8 de monede, foarte interesant. Uite, este o zi în care lucrezi la ceva, fie că faci niște chestii prin casă, fie că la muncă ești prins pe anumite lucruri, dar valetul de cupe vine cu o veste bună pentru tine, cu niște cuvinte de laudă, de apreciere. Apoi avem 2 de monede. 2 de monede poate să fie și un moment în care este nevoie să te împarți între două situații, două locuri de muncă, două medii diferite, da? Două proiecte. Apoi avem regele de cupe, ultima carte, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Discutăm și despre un moment, dragi berbeci, în care vi se cere să vă ascultați oarecum intuiția și de asemenea vi se spune clar că e un moment bun să vă dați seama ce este în plus în viața voastră ca să eliminați de acolo. Da? Poate era o activitate pe care o făceați și până acum a avut un rost, a avut un sens și acum vă dați seama că lucrurile nu mai merg așa.
Da? Unii puteți avea legătura astăzi cu zona medicală sau puteți să aveți legătură cu o persoană mai sensibilă. Zodia Taur. Dragi Tauri, o zi bună pentru voi, în mare parte. Se deschide așa o perioadă în care tu ai chef mult mai mult să te distrezi, să te relaxezi, să te simți bine. De asemenea, se deschide o perioadă în care iubirea capătă o importanță mult mai mare pentru sufletul tău. Și bineînțeles că miercuri, undeva pe la amiază, fie pot apărea mici mari tensiuni în relația de cuplu, fie pentru unii Tauri pot fi chestiuni legate de un proiect. Da? Fie se întârzie proiectul, fie, știu eu, mai aveți niște chestiuni de rezolvat și nu prea vă place vouă chestia asta, însă discutăm și despre viitorul unei relații care începe să capete o mai mare importanță în mintea ta. Pentru alți Tauri, bineînțeles că pot apărea mici mari tensiuni în relația cu un copil sau, știu eu, în relația cu prieteni. De ce nu? Posibil și acest lucru. E nevoie, dragi Tauri, să mai vedeți pe acolo ce prieteni aveți, pe care îi păstrați, pe care îi lăsați în urmă, da? Că Saturn acolo vă mai trezește la realitate. Și avem regele de bâte, 8 de cupe, lumea, foarte interesant. Deci, să știi că pentru tine este o zi destul de intensă din punct de vedere emoțional, da? Avem faetonul, lumea, o conexiune cu zodia Rac, zodia Leu, Scorpion, Vărsător. Uite, este o zi în care tu fie primești o veste importantă, fie este o zi în care iei o decizie pe care poate ai amânat-o. Lumea vorbește despre un răspuns pozitiv, despre o zi în care vrei să te simți bine, să te simți relaxat, să te simți ok cu tot ceea ce ai în jurul tău. Apoi avem regele de bâte, o conexiune pentru unii cu o zodie de foc, Leu, Berbec, Săgetător. Regele de bâte vorbește despre foarte mult entuziasm și despre o persoană care știe foarte bine să negocieze. Unii poate primiți un răspuns privind zona străinătății sau poate primiți un răspuns aici legat de o afacere sau legat de o schimbare, care nu neapărat se petrece miercuri, pot fi discuții în acest sens. 8 de cupe, văd că abandonezi ceva, lași ceva în urma ta, fie spui gata, dăm uitării tot ceea ce a fost și mergem mai departe, fie unii Tauri spuneți, băi, uite, chiar îmi dau seama că nu mai funcționează chestia asta și e nevoie de o schimbare. Magicianul, ultima carte, aici o conexiune poți avea cu zodia Fecioară sau zodia Gemeni, dar este și o zi pentru tine în care îți dai seama de toate resursele pe care le ai în jurul tău și te străduiești acolo să pui în practică. Lucrezi cu mâinile, ai de făcut niște lucruri. Din ca un fel de trezire la realitate. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, o zi cu responsabilități. Da, o zi în care sunteți și voi prinși așa pe casă, pe familie, pe viața privată. La mine iar a început zgomotul, deci cu siguranță sunt niște chestiuni acolo care fie nu vă plac, fie e nevoie să le abordați altfel, fie sunt niște responsabilități care apar. Da? Mercur al vostru totuși este retrograd, tot pe casa a patra, pe acolo pe unde e și luna, deci discutăm despre un moment în care trecutul poate să bată la ușă, mai ales cu această opoziție dintre lună și Saturn retrograd. Da, e un astfel de moment. Apare o responsabilitate, da? Sau te trezești iarăși într-o situație în care mi-ai fost pus. Da? Și soluția pentru tine este chiar să elimini, da? Să abordezi lucrurile diferit. Poate știu eu undeva pe la amiază, pot apărea niște vești importante pentru tine. Pentru alți Gemeni pot apărea și niște responsabilități. Știu eu, poate e nevoie să vă împărțiți într-un mod egal. Casă, familie și viața profesională. Și avem Cavalerul de Cupe, 7 de bâte. Bun. Este o zi în care poate ai chef de flirt. Da? Sau unii Gemeni e ca și cum sunteți provocați aici, fie pe dragoste, fie este vorba despre o rudă, despre o persoană care se află la drum de tine, într-o altă țară, într-un alt oraș. E ceva ce te provoacă, vrei tu să ajungi undeva sus. 6 de spade, uite un drum pe care îl faci sau cineva care îți vine în vizită, însă văd și faptul că începând cu ziua de miercuri, lucrurile încep să se miște pentru tine într-o anumită direcție. Cu siguranță cei mai mulți dintre voi deja simțiți energiile acestei luni noi, care din punctul meu de vedere este destul de intensă.
Ultima carte, Justiția, o conexiune cu zodia Balanță pentru unii gemeni. Și Justiția poate să vorbească aici despre o decizie importantă care se ia. Da? Rezolvi ceva legat de niște acte sau iei tu o hotărâre, spui gata, așa nu se mai poate. Zodia Ra. Dragi raci, pentru voi se deschide o perioadă în care sunteți foarte prinși pe rude, faceți tot felul de drumuri, relația cu anturajul devine mult mai importantă, poate chiar studiați unii, citiți ceva, învățați niște lucruri și vedeți voi undeva pe la amiază pot apărea mici mari tensiuni în relația cu o persoană care fie se află la distanță de tine, fie sunt niște chestiuni legale, da, legate de acte pe care le-ai de rezolvat, fie pentru unii raci poate să fie un moment în care sunteți puși la studiu cu sau fără voia voastră, da? Cu sau fără voia voastră. Ceva legat de un profesor, de un mentor, de o persoană importantă, ceva acolo ți se pare ție ciudat. Pe de o parte, pe de altă parte este un moment în care înveți ceva și până la urmă poți să înveți o chestie și doar observând în jurul tău, nu e neapărat să trăiești tu pe cont propriu. Acum depinde de fiecare, da? Ce, cum alege să se joace cu energiile. Pot apărea multe drumuri astăzi sau pot apărea și nici mari discuții în contradictoriu, dar în sensul de idee, adică tu ai o idee despre viață, celălalt are altă idee și de aici pot apărea nici mari situații ciudate. Trei de monede, soarele, doi de cupe, da? Deci uite, astăzi tu înveți ceva legat de o relație, fie o relație de iubire, o relație de prietenie, fie pentru unii raci sunteți ocupați aici cu niște demersuri legale, așa cum spuneam, dar e ceva practic, da? Ceva practic ce înveți sau sunt niște discuții care au legătură cu a acționa. Da? Soarele, următoarea carte, o conexiune cu zodia Leu, dar soarele să știi că este o energie foarte pozitivă și vorbește despre un succes, despre o bucurie pentru tine. Ceva se clarifică, ceva începe să arate altfel. Iar ultima carte, Împărăteasa, o conexiune cu zodia Taur sau zodia Balanță, este o zi foarte bună pentru tine. Împărăteasa vorbește despre abundență, vorbește despre faptul că tu ca și femeie vei fi într-o energie extrem de pozitivă. Iar pentru alții, bineînțeles că poate va fi nevoie să o faceți pe mămica, pentru cineva, chiar dacă ești bărbat, da? Cineva îți cere acolo ajutor. Însă dacă aștepți un răspuns astăzi, să știi că el este pozitiv. Se ia o hotărâre importantă undeva. Poate e legat de o relație veche, de un copil, poate e ceva legat de tine, pur și simplu, ca și individ, da? Poate e nevoie să te concentrezi puțin pe propria persoană. Zodia Leu. Dragilei, pentru voi se deschide o perioadă în care banii sunt importanți, valoarea voastră personală, tot ceea ce ține de bunurile materiale pe care le aveți în jurul vostru și cu siguranță undeva pe la amiază miercuri poate să fie ceva care fie ți apasă niște butoane pe acolo privind relațiile, privind munca, privind viața ta. Da? Pentru unii lei vedeți că pot apărea niște cheltuieli, dar pentru alții este un moment în care vi se demonstrează din nou că este nevoie să abordați lucrurile diferit, să renunțați, da, la, știu eu, la acele lupte interioare, la acele provocări. Da? Că viața vă provoacă pe voi în perioada asta, dar e ok să vă detașați, da? Și să vedeți cam care vă sunt prioritățile. Hai să vedem, dragi lei, ce faceți voi. Alții poate este nevoie, da, în ziua de miercuri, chiar pe la amiază, să fiți puțin atenți pe tot ceea ce ține de alimentație. Unii lei cu siguranță treceți prin perioade intense. Hai să vedem, dragi lei, ce faceți voi. Și a ieșit arcana majoră, luna, 9 de monede. Da, deci e ca și cum nu prea mai înțelegi nimic din planul acesta financiar. O conexiune văd cu zodia Rac, pești. Ești pe un drum în care nu prea înțelegi, da, unde te duce, nu înțelegi ce se întâmplă. Cărțile îți spun că e bine să-ți asculți intuiția, da? Și e bine, dragi lei, să înțelegeți că nu banii sunt tot în lumea asta, da? Sunt o energie, e ok, îi iubiți, îi venerați, dar nu sunt tot. Da, nu sunt totul. Apoi avem 9 de bâte. 9 de bâte care spune mie că
totuși reușești, vei rezista astăzi în fața unor lucruri poate ciudate pentru tine și de asemenea mai văd și o așteptare în care ești pus. Spui că după o perioadă ciudată, agitată, da, ai reușit, ai rezolvat problema, te simți mai bine, pentru că ultima carte este Asul de Cupe, care vine cu liniște, o veste bună, noi emoții pe care le ai, împlinire, mulțumire, liniște. Unii poate aveți de rezolvat ceva important privind o moștenire, privind niște acte, poate ceva legat de o bancă pentru alții lei. O femeie vă ajută. Zodia Fecioară. Dragi fecioare, deja sunteți în centrul atenției, este o perioadă așa destul de interesantă pentru voi, aș spune. De asemenea, este pentru voi o zi în care, bineînțeles, că pot apărea mici, mari tensiuni în relațiile voastre. Pot fi chestiuni legate de muncă, de o afacere, de relația cu un copil. Vedeți voi, dragi fecioare, este un moment în care vi se cere să vă mai reduceți așa din relațiile pe care le aveți, da? Să le păstrați pe cele care sunt bune, pe cele care sunt necesare vouă. De ce nu? Și de asemenea, este o zi pentru voi în care e bine să vă ascultați foarte mult intuiția, da? Și să vă concentrați mult pe propria persoană, da? Lăsați-i pe ceilalți în pace, lăsați așteptările, că nu vă ajută cu absolut nimic. Nu vă ajută cu absolut nimic. Alții poate pur și simplu aveți niște chestiuni importante de rezolvat și sunteți prinși. Lumea și valetul de bâte. Lumea vorbește despre un răspuns pozitiv pe care tu îl primești astăzi. Lumea poate să vorbească despre o călătorie îndepărtată, da? Sau ceva ce se termină. Uite, o perioadă ciudată legată de o relație. Relația cu tine, relația cu un prieten, relația cu persoana iubită, o relație din jurul tău. Deci lumea aici vorbește despre o închidere, da? Valetul de bâte îți spune că este o zi în care poate vrei să te mai distrezi, vrei să încerci lucruri noi. De asemenea, văd o conexiune cu un adolescent sau cu o persoană mai tânără. Iar cavalerul de bâte spune că da, te apuci de treabă, acționezi dintr-un anumit punct de vedere. Da? Îți dai seama unde e situația, unde e problema. Iar ultima carte este Arcana Majoră, Luna, o conexiune cu Zodia Rac, Zodia Pești. Dragi fecioare, încercați să vă ascultați intuiția, faceți ceea ce vă place, dar fără așteptări, da? Fără așteptări. Pot apărea mici mari provocări la un moment dat, dar sfatul este totuși să vă și odihniți. Da? Să vă și odihniți, să mai petreceți puțin timp cu voi, că nu ar strica. Mai văd aici o eventuală întâlnire la o vreme de seară sau un moment în care e ca și cum nu prea mai înțelegi nimic din ceea ce se întâmplă. Zodia Balanță. Dragi balanțe, se deschide o perioadă așa în care ar fi bine să vă mai odihniți puțin, să dați un pas în spate și să vă mai relaxați. Pentru voi este o perioadă bună de concediu, dar îmi dau seama că nu se poate. În schimb, folosiți-vă de intuiția pe care o aveți. Astăzi cam pierdeți așa controlul asupra lucrurilor, dar asta nu este un lucru negativ. Da? Bineînțeles că pot apărea mici mari tensiuni legate de relația cu rudele, relația cu niște colegi de la muncă, tot ceea ce ține de activitățile voastre zilnice, de rutină zilnică, banale, pe care le aveți. Pot fi și niște decizii pe care le aveți de luat, da, legate de o casă, de o familie, de un copil, de o afacere. Deci sunteți prinși pe mai multe planuri astăzi și din acest motiv vă spuneam eu că este bine să nu încercați să controlați absolut nimic. Saturn acolo din nou vă arată că e nevoie să vă organizați foarte bine și să încercați să nu mai mulțumiți pe toată lumea, că nu o să reușiți. Vă spun eu, indiferent ce faceți, nu vă iese, n-are cum. Dar în primul rând trebuie să vă mulțumiți pe voi, că orice ați face, tot e cineva care nu vă place. Da? Eu mă uit la comentarii, sunt nu știu câte comentarii, 90 ceva la sută bune, se trezește unul să comenteze, ori pe aici, ori pe la alte canale, că am văzut și chestii de genul. Adică n-ai cum, da? Indiferent cum arăți, indiferent ce spui, indiferent, nu se poate, tot e cineva căruia nu se-i placă, asta e viața, suntem oameni, asta e frumusețea, că fiecare da, are defectele sale, are calitățile sale și asta cam trebuie să înțelegeți, da? Știți cum sunteți și într-o perioadă în care
e nevoie să faceți o curățenie în general în relații și voi. Da? Venus e foarte aproape de Juno, deja se simte cuadratura cu Jupiter, deci... Trebuie să vedeți ce faci, dragi balanți. De data asta Venus este în mers direct, da? Guvernatoarea voastră, deci vă ajută. Și avem 6 de cupe, regina de spade. Trecutul bate la ușă. Da, poate să fie și o astfel de zi. Regina de spade este o energie de aer, deci poți să fii tu. Sau este o persoană care taie, este o persoană care face curățenie în viață, o persoană foarte dură. Cineva pentru care rațiunea contează mult. Da? Văd și o persoană puțin încăpățânată aici, cu care poate ai legătură. Iar unii vă dați seama că e nevoie de ceva mai matur în viața voastră, că nu mai merg copilăriile astea. Marele preot, o conexiune cu zodia Taur, dar Marele preot este o energie pozitivă pentru tine și vorbește despre un parteneriat serios, despre ceva ce tu înveți. Este o persoană aici cu autoritate asupra ta, un profesor, un mentor, este o persoană care are un rol destul de puternic în viața ta. Ultima carte, 5 de bâte, poate să fie și o zi în care vei încerca să te aperi de ceva anume, dar văd eu că este și un moment în care se reiau niște tensiuni mai vechi, tocmai pentru a le rezolva acum. Da? Tocmai pentru a le rezolva. Să știi că ele se mențin, adică Venus își menține cuadratura cu Jupiter toată săptămâna, o să fie la grad exact duminică, după aia se simte și săptămâna viitoare. N-am ce să fac, n-am pus planetele eu așa pe cer, doar încerc să vă spun cum puteți să faceți ca să vă fie bine. Da? E ceva aici agitat legat de o sumă mare de bani, de o casă, de un grup mai mare de oameni. Da? Și e ciudat pentru că, dragi balanțe, sunteți puși în fața faptului împlinit și vi se cere clar să renunțați la anumite lucruri. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, se deschide așa o perioadă în care prietenii sunt importanți, planurile voastre de viitor, vă concentrați acolo undeva sus. Însă vedeți voi undeva pe la amiază pot apărea mici mari tensiuni în relația cu persoana iubită, cu un copil, pot fi chestiuni legate de o afacere pentru alți scorpioni. E ca și cum voi aveți un plan de viitor și ceilalți, da, se gândesc într-o cu totul și cu totul altă direcție. Unii scorpioni cu siguranță vă dați seama că e nevoie de liniște, că e nevoie de pauză, că e nevoie să vă mai relaxați puțin. Bineînțeles că Pluto, guvernatorul vostru, încă se află în cuadratură la noduri, adică nu e liniștit acolo. Tot se întâmplă lucruri, bineînțeles. Și discutăm și despre un moment așa în care e nevoie și voi să luați niște decizii, da? Să acționați, să spuneți, să comunicați. Hai să vedem, dragi scorpioni. Și avem un 6 de spade, prima carte, 9 de cupe. O bucurie, o mulțumire, o împlinire aici. Să faci niște gânduri, niște planuri privind un drum, o mașină, o mutare. Îți dorești foarte mult o anumită schimbare în viața ta. Apoi avem pajul de monede. Înveți ceva astăzi sau uite, ai legătură cu zona studiilor pentru alți scorpioni. Tot pajul de monede poate să spună și despre o persoană mai tânără sau despre o persoană care este cumva mai sigură pe ea. Poate un câștig, da, de care ai parte. Regina de bâte este ultima carte, o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător și poate să fie și o zi în care ai foarte mare speranță că lucrurile se rezolvă. O zi în care îți vei dori atenție, o zi în care cel mai probabil vei fi și apreciat, dar văd niște vești bune pe care le primești. Poate e ceva legat de un spectacol, de un eveniment la care mergi. Se rezolvă ceva legat de o rivală pentru alții, dar alții e ca și cum spuneți, băi, gata, merg și o să mă simt bine, să mă relaxez, ia, mai lasă-i pe ceilalți deoparte. Și asta ar fi foarte, foarte bine pentru voi. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, pentru voi se deschide o perioadă în care începeți să fiți în centrul atenției și bineînțeles că sunteți concentrați pe a rezolva tot felul de chestiuni importante pentru voi. Da? Că sunt chestiuni personale, profesionale, că ceilalți spun că e o prostie și pentru voi e important, nu contează. E ceva important pentru sufletul tău. Bun. Acum, este și un moment în care, dragi săgetători, undeva pe la amiază,
Pot apărea mici mari tensiuni legate de rude, legate de familie, de trecut, de casă. Este și un moment în care e posibil să vă simțiți puțin destabilizați din punct de vedere profesional sau ca și reputație, ca și cum prea mai înțelegeți pe unde mergeți. Este important, dragi săgetători, să fiți foarte atenți la ceea ce comunicați în perioada asta, da? Cu șefii sau ce anume afirmați voi în mod public. E foarte, foarte important acest aspect să nu uităm. Și de asemenea, pentru voi poate să fie o zi în care apare ceva, da, din trecut. Trebuia să rezolvi tu o chestie și n-ai rezolvat-o. Și acum, uite, poți să o faci. Dar oricum ar fi, trecutul bate la ușă pentru tine astăzi, mai ales dacă discutăm de carieră, mai ales dacă discutăm de situația ta profesională. Hai să vedem ce trebuie să cunoști, ce trebuie să știi. Da, pisica a venit pe aici, dar se urcă pe mobilă, are treabă, ea nu... E la înălțime, cam așa și voi. Și motanul vrea să vină, sunt și ei speriați de zgomot, n-am ce să le fac. 3 de cupe, 9 de cupe, uite o bucurie pentru tine astăzi. O bucurie mică. Poate să fie și o zi în care petreci, da? Sau ai un eveniment important în viața ta, în general vorbind. Apoi avem cavalerul de bâte, foarte mult entuziasm pe care tu îl ai. Dar este și o zi în care faci lucrurile pe repede înainte sau este o zi în care ceva te pasionează, ceva îți place, vrei să-ți demonstrezi forța. Ultima carte, judecata, foarte interesant, aici te revezi cu o persoană din trecutul tău sau ai așteptat foarte mult o decizie și acum vine. Tot judecata poate să vină și cu un moment de sinceritate. Stai de vorbă cu cineva și vă spuneți sincer în față ce gândiți, ce simțiți și astfel lucrurile se pot clarifica. Poate e ceva legat de un bărbat important din viața ta, poate e vorba de partenerul de viață, de un profesor, de o persoană cu autoritate asupra ta, cineva din familie. Da, iar mi-a căzut pălăria de vrăjitoare de sus. Nu știu, pisicile au o problemă cu pălăriile mele. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, pentru voi să știți că este un moment foarte interesant. În primul rând, este o zi foarte intensă pentru cei mai mulți dintre voi. Saturn, guvernatorul vostru, are treabă astăzi. Pentru tine se deschide o perioadă în care ești foarte prins pe studii, pe călătorii, poate ai de rezolvat chestiuni legate de acte, alții poate sunteți cu gândul undeva în străinătate, da? Sau studiați ceva, poate vă apropiați mai mult de planuri spirituale și undeva pe la amiază, dragi Capricorni, e nevoie să mai învățați niște lucruri, e nevoie să mai reanalizați puțin o situație în care vă aflați, poate sunteți puși la studiu cu sau fără voia voastră pentru unii dintre voi și de asemenea tot în ziua de miercuri, undeva pe la amiază, v-aș recomanda o mai mare atenție pe drumuri, pe comunicare, pe tot ceea ce ține de partea aceasta. Hai să vedem, dragi Capricorni, ce faceți voi. Avem un 2 de cupe, valetul de cupe, o veste bună pe care o primești. Legată de o relație, legată de o prietenie. Ai niște emoții noi privind o situație din viața ta. 5 de cupe, următoarea carte. Este adevărat, niște pahare se pot sparge astăzi. Este important să lași trecutul în urmă. Pentru unii capricorni se reiau niște discuții sau vă treziți cu trecutul ăsta care bate ușor la ușă pentru voi. Ultima carte, puterea, o conexiune cu zodia Leu pentru unii capricorni. Ceva te provoacă, însă este nevoie să faci ceea ce simți, ceea ce îți place și să lași orgoliul deoparte, adică să nu te lași pradă acestor lucruri. Foarte important acest aspect pentru tine, foarte, foarte important. Da? Pot fi chestiuni legate de o persoană foarte dragă sufletului tău, pentru unii, iar pentru alții văd că sunt chestiuni care țin de străinătate, care țin de partea aceasta îndepărtată, fizică sau energetică. Da? E un răspuns pozitiv, e ceva aici, dar așa cum spuneam, dragi Capricorni, vi se cere să vă mai deschideți și în fața altor idei, în fața altor principii. Zodia Vărsător.
Dragi vărsători, pentru voi este o zi foarte puternică. În primul rând se deschide o perioadă mai intensă, în care poate aveți mult de muncă, poate este o perioadă în care apar tot felul de activități, mai aveți cheltuieli sau poate cine știe este o perioadă în care simțiți voi așa o intensitate mai mare, poate sunteți mai conectați cu planul divin. Dar undeva pe la amiază este un moment în care sunteți puțin treziți la realitate privind partea aceasta financiară sau privind aprecierea pe care ceilalți o oferă, aprecierea pe care voi vă oferiți, că până la urmă Saturn este și guvernatorul vostru. Da? Să nu uităm chestia asta. Este o zi în care, bineînțeles că pentru unii vărsători pot apărea niște cheltuieli, pentru alții este un moment în care vă dați seama că e bine să mai eliminați anumite lucruri din viața voastră. Dar, în general, pentru voi este o zi în care e bine să vă concentrați foarte mult pe valoarea voastră, pe partea financiară, să vedeți lucrurile mai clar puțin. Da? Mai clar puțin. Bun. Și avem doi de spade, Marea Preoteasă. Da, aici o lipsă de comunicare, da? Cineva se închide în el, în ea, e cineva mai introvertit din fire. Mai văd aici și o decizie importantă pe care cineva o are de luat. Cavalerul de monede și are legătură cu o situație care se mișcă ceva mai greu sau are legătură chiar cu o situație financiară, la propriu. Nouă de spade. Poate îți faci tot felul de gânduri astăzi. Ai o activitate mentală mai intensă, dar vezi tu, partea practică a lucrurilor e soluția, adică bagă în practică, lasă teoria. Oricum Pluto de acolo, fiind în cuadratură în continuare cu nodurile, ție ți apasă niște butoane, da? Și te determină să pui în practică, să acționezi, să faci lucrurile să se întâmple. Asta e soluția, acum tu faci cum vrei. Ultima carte, Regele de Monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Vede aici o legătură fie cu o bancă, fie cu o instituție importantă. Regele de monede poate să spună și despre o persoană sigură pe ea, cineva care ia totul încet și sigur. E ca și cum ești stresat că din cavalerul ăsta de monede nu poți să ajungi rege, dar cărțile spun că se poate, doar că e nevoie să continui, da? Să pui un pas înainte. Și să-ți asculți intuiția, pentru că ea te ajută foarte mult în această perioadă. Zodia Pești. Dragi pești, se deschide o perioadă în care relațiile voastre sunt importante. Relația cu partenerul, relația cu persoana iubită, relații de afaceri, relații cu colegii, relații cu toată lumea. Se deschide și o perioadă în care sunteți așa în centrul atenției, sunteți mult mai populari decât de obicei. Și pentru voi este un moment în care undeva pe la amiază pot apărea mici mari tensiuni în relația cu ceilalți. Vi se cere, dragi pești, cu Saturn în zodia voastră să abordați lucrurile într-un mod mult mai matur. Fie că este vorba despre o relație din trecut, fie că este vorba despre o relație cu un prieten, fie că este vorba despre voi în general vorbind. Acolo e nevoie să abordați lucrurile mai matur, da? Mult mai matur. Deci atenție undeva pe la amiază în eventualele tensiuni care pot apărea în relațiile cu ceilalți. V-am mai spus și vouă, e nevoie să vă apreciați mai mult, să vă iubiți puțin mai mult, da. Acum, da, fiecare face cum vrea. Și avem îndrăgostiții 5 de cupe, o conexiune cu zodia Gemeni pentru unii. E o agitație aici, da. Se amână ceva, se întâmplă ceva, e ca și cum o persoană se uită doar spre partea negativă a lucrurilor. Da? Apoi avem doi de monede. Va fi nevoie să te împarți astăzi între două situații diferite. Un locul de muncă, nu știu, casă, familie sau prieteni, persoana iubită, două persoane, nu știu ce faceți fiecare, dar vedeți că este și o zi în care e nevoie să fie să negociați ceva, fie vă vin niște bani, îi dați la rândul vostru, poate vă cumpărați ceva. Ultima carte, Asul de Monede. Până la urmă lucrurile sunt bune. Asul de Monede vorbește despre ceva concret, despre ceva stabil, nu-i 5 de cupe care e doar așa o stare la nivel emoțional.
Da? În general vorbind, da? Mai ales în acest context mă refer. Așa, 5 de cupe înseamnă multe lucruri. Asul de monede aici îți spune despre o dovadă fizică pe care o primești, un loc nou în care mergi, nu știu, mănânci ceva nou, îți cumperi ceva nou. Asul de monede e ca o stabilitate foarte mare, iar unii pești, fie cunoașteți o nouă persoană, de aici va șuga să nu vă gândiți doar la dragoste. Da? Alții, reușiți să rezolvați ceva legat de o relație importantă din viața voastră sau ceva ce vă doriți mult, fie că îți dorești să-ți cumperi ceva, fie că îți dorești tu un anumit lucru. Deci astăzi apare oarecare dovadă, dar cu 5 de cupe e important să lași trecutul ăla în urmă. Da? Bun, s-au spart paharele, s-au spus lucruri, s-au întâmplat. Hai să vedem acum și aici ce putem să facem. Da? Mergem mai departe sau lăsăm lucrurile așa, da? Pentru că este ca un fel de moment de cumpănă, 5 de cupe, de regulă într-o poveste de iubire sau într-o relație dragă sufletului tău. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru ziua de miercuri. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă doresc să aveți parte de o zi de miercuri cât mai frumoasă. Stați aproape, urmează luna nouă, vineri dimineață. Dacă n-ai văzut previziunile pentru săptămâna asta, te invit cu drag să o faci. Ai toate previziunile, sunt generale, gratuite, le ai aici, da? Dacă vrei și partea bonus acolo, ai și ritual, îți povestesc pentru fiecare zi în parte ce se întâmplă, clarificăm cărțile, luăm și cărți oracol, vedem și surpriza, da? Toată zona asta. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o zi de miercuri cât mai frumoasă.